Progresul căderii. A fost odată, de mult, când nimic nu părea a se întâmpla, iar totul plutea într-o derivă către nicăieri, o lume chinuită și plictisită de tenebrele și repetitivele zile ce se petreceau una după alta. A fost perioada când exploziile nucleare ale gândirii și inteligenței au cunoscut o adevărată desăvârșire în dezvoltare. Acela a fost începutul sfârșitului. Acolo a început totul, exact cum planurile pentru o spargere reușită se fac cu mult timp înainte. În același tip de planificare structurală s-au dezvoltat și etapele a ceea ce avea să devină prezentul secolului 21. Din păcate, progresul aduce cu sine regresul pe altă parte. Orice urcare de nivel scade ceva undeva în univers. Ca nou născuții să poată crește, trăi și dezvolta, este necesar să își încheie ciclul vieții altcineva. Acest fapt este imperios necesar pentru a menține echilibrul pe planetă, fiindcă altfel resursele s-ar epuiza, iar noi toți nu am mai avea loc fizic unii de alții. Din acest prezent exemplu ce se înfățișează de când există ființa umană pe planeta numită Pământ, extragem ideea de mai sus și anume că orice progres aduce regresul. Situația aceasta nu cred că este controlabilă și nici nu consider că ar trebui să fie. Dacă am oprit avansarea în orice, atunci înseamnă că ne-am oprit în timp, iar acest lucru încă nu este posibil. Și totuși, dacă ar fi posibil, cu ce ne-ar ajuta? Să trăiești veșnic cu problemele vieții de zi cu zi? Să înfrunți monotonia ce te cuprinde o eternitate? Ori să nu mai reușești să distingi copiii de părinți sau bunicii de nepoți? În aceeași logică vine o altă întrebare. Alegem vârsta la care ne oprim? Sau ne este aleasă? Dar de către cine? Și vrând nevrând apare discriminarea. De ce unii să oprească evoluția fizică la 70 de ani și alții la 25? Sau mai rău, la 5? Interesant este că de ceurile aduc progresul în genere în societate. Dacă încă mai ai întrebări cum și de ce, semnifică o dorință de a primi răspunsuri la întrebări survenite din situațiile ce le generează. Aceste nelămuriri ce apar inopinat în viețile unora dintre noi aduc cu sine aspirația la ceea ce se numește progres, evoluție, dezvoltare, îmbunătățire, ori creștere. Ceea ce putem înțelege din această înșiruire logică este faptul că și în cazul unei stagnări din toate punctele de vedere există un moment când fisura se produce și evoluția nu mai poate fi oprită, ori și cât se încearcă, cu oricâte resurse. În ajutorul nostru ne putem uita la sistemele complet totalitare ce au încercat o uniformizare și o oarecare înfrânare a tot ceea ce exista. Exemplul elocvent este Cuba, țară care și acum este ca odinioară, iar dezvoltarea acesteia o să vină foarte greu, poate chiar în generații întregi sau deloc, fiindcă a pierdut startul. Dacă ar trebui să alegem între progres și stagnare, cu siguranță majoritatea ar alege prima variantă. Fiindcă mintea conștientă nu poate concepe să se învârtă în loc. Dar această acceptare a dezvoltării nu este altceva decât o învârtire în jurul cozii, precum un câine, dar la nivel macro, de milenii sau chiar ere. Fiindcă orice perfecționare ajunge la un moment în care nu are unde înainta, din cauze interne ori externe. Și din acel punct începe stagnarea ce precedă viitoarea cădere, mai abruptă sau mai lentă. Extrapolând totul la nivel global de milenii, putem constata că asemănarea între propășirea personală și cea la nivel de umanitate au același început, parcurs și final. Putem constata asta dacă privim la un fenomen natural și anume erele glaciare. Asta ne demonstrează că există un ciclu continuu ce nu poate fi întrerupt oricât s-ar încerca. Iar acum, dacă ne întoarcem la situația inițială, vom observa că ne aflăm în plin proces de stagnare a dezvoltării, cu mici zvâcniri de exagerare și tragere de păr a dorinței de progres. Suntem pe un platou care, pus în paralel cu tot ce aș citit mai sus, nu face altceva decât să ne confirme viitoarea prăbușire și cădere a tot ceea ce este instabil și contrastant cu natura de orice fel.